Bună ziua, bine ați venit la bucătăria de acasă. Astăzi o să facem tot o mâncare de post, o mâncare foarte gustoasă, foarte sănătoasă și simplu de făcut. Varză călită de post, care se poate face și cu varză nouă, dar și cu varză murat. Eu am făcut cu varză murată și mi-a plăcut foarte mult, de pentru care vă prezint și vouă tot cu varză murată. Este un lucru pe care trebuie să-l știți. Ori scoateți varza întreagă, dacă faceți doar cu o varză, de seara și o puneți într-o oală mai mare la desărat, să acoperiți cu apă și a doua zi e desărată. Ori dacă nu aveți timp sau uitați de seara, cu câteva ore înainte tăiați varza și o puneți tot așa la apă la desărat, ca să nu fie foarte sărat. Și acum să începem. O să călim ceapa prima dată. Folosesc doar ulei de măsline. Să știți că se găsește ulei de măsline pentru prăjit, care e foarte bun și foarte sănătos. Când uleiul este încins, o să pun aici ceapa la crit. Este o ceapă medie pe care am folosit-o. Aici este varză pentru 2-3 porții, pe care o puteți consuma ca atare cu mămăligă. Dacă nu țineți post, sigur că puteți să faceți separat ce vreți dumneavoastră. Carne la grătar, cârnați la grătar sau orice altceva. O să punem ceapa. Eu sunt sigur că știți, dar vă mai spun și eu, ceapa nu trebuie să se ardă, nici măcar să se rumenească. Ea trebuie să se limpezească puțin, să se îngălbenească puțin și să devină translucidă, așa, puțin transparentă. Ceapa e suficient de călită, acum punem varza. Amestecăm bine. Deocamdată nu este nevoie de apă, pentru că încă are mult suc varza. O să pun niște piper. Eu folosesc o combinație de piper negru și piper verde. Mie îmi place foarte mult. Pun piper boaben, nu piper măcinat. Sigur, cine dorește să mănânce mai piperat, poate să pună piper pisat. Pun cimbru. E cimbru din curte, pentru că cimbru la pliculețe pe care îl foloseam mai de mult nu are niciun gust, nicio aromă și e păcat. Pentru cei care nu resping alcoolul în mâncare, eu în continuare vă sugerez să puneți niște vin alb, nu mult, în varză. O să vedeți ce savoare și ce gust îi dă. Punem și două frunze de dafin întregi. E bine să le puneți întregi, să nu le mărunțiți. Nu de altceva, dar să nu se nește cineva cu ele, ci s-au mai întâmplat cazuri. Se zice că la varza călită, când se face cu varză murată, nu se pun roșii sau paste de roșii. Bun, roșiile se pun pentru să fie puțin mai multă aciditate și să fie puțin mai acrișoare. Dar eu am folosit și mie îmi place mai mult așa, pentru că dă un gust foarte bun și o culoare. Sigur că pentru culoare puteți folosi boia de ardei, dar roșiile sunt mai gustoase. Acum varza se acoperă cu capac și o lăsăm la foc mic până când o să o gustăm și o să vedem că este pregătită pentru a merge la cuptor. Cred că varza este suficient de pătrunsă, suficient de fiartă, dar trebuie gustat. Varza nu trebuie să fie tare, trebuie să o simțiți că este fiartă, că doar în situația asta, când a ajuns aici, mergem cu ea la cuptor. Este și fiartă și incredibil de bună. Acum o punem la cuptor. Cuptorul a fost încălzit în prealabil la
180 de grade și punem vasul cu varza la cuptor și sus și jos să se încălzească și, bineînțeles, cu ventilator. Și o să o urmărim pe doamna varză. Varza călită este gata, arată super bine și este și foarte gustoasă. Să vorbim puțin despre beneficiile pe care le are pentru sănătate varza murat. Nu există o informație sigură, dar se pare că varza murat ar fi fost descoperită sau făcută prima dată acum multe mii de ani în China. Ce vă pot spune cu certitudine și să știu lucrurile astea? Mult timp, foarte mult timp, sute de ani, vechii navigatori, vechii marinari mureau pe capete de scorbut când erau călătorii foarte lungi. Și asta în principal din cauza faptului că nu mâncau legume și fructe mult, mâncau foarte multă carne. Cei care ulterior au înțeles, au bănuit că din cauza lipsei de fibre, lipsei de vitamine din dietă mor marinari, au început să facă opriri mai dese. Dar ceea ce este important este că la un moment dat cineva a făcut în Europa pentru prima dată varză murată și au început să aibă butoaie mari cu varză murată în călătorii și atunci, din cauza scorbutului, nu au mai murit marinari și au început să aibă călătorii mai benefice și profitabile pentru armator. Varza murată și varza în sine, varza crudă are multe beneficii, dar varza murată are în plus probiotice, care sunt esențiale pentru organism, pentru că ajută flora intestinală și ajută de asemenea în lupta serioasă împotriva colesterolului, datorită conținutului mare de fibre în același timp. Are vitamina C, care este esențială pentru organism, are vitamina K2, are vitamina B6 și are fier. O porție de 200 de grame de varză murată, de exemplu, asigură necesarul de 40% din necesarul zilnic de vitamina C pentru un organism uman. Varza murată este foarte importantă pentru bolile cardiovasculare, este foarte importantă pentru imunitate, este importantă pentru sănătatea oaselor și ajută foarte mult digestia și s-a descoperit recent că este foarte bună și foarte bine să fie folosită în dietele pentru slăbit. Varza călită, eu vă recomand să o consumați cu mămăligă, sigur, poate fi consumată cu pâine sau cu orice, dar combinația de varză murată călită la cuptor în final și cu mămăligă este cea mai bună. În final, vă mulțumesc ca de obicei pentru faptul că ați acceptat să gătim împreună varză murată călită. Până la următoarea întâlnire, vă urez numai de bine!